Dragi colocotari ai acestei frumoase încățări, m-am uitat la Aiomor. M-am văzut aici și vă spun cu toată sinceritatea, nu-mi amintesc când am venit să-și bată alții joc de mine. Chiar dacă ei nu mă cunosc și nu știu că am absolvit facultatea cu Magda cum laude. S-au spus tot felul de lucruri despre mine. Că eu în partid eram fata cu cafeaua. Incorrect! Atât făceam eu? Nu! Aduceam și gogoși. Cum spuneam, oamenii poate să vorbească. Accept! Dar să vin chiar eu să fac glume pe seama mea? Iată, se adeverește proverbul. Foaie verde, mărăcine, sunt mai proastă decât mine. Am glumit. Da. Știu că a fost o domnișoară pe numele ei Irena Boclincă. Suntem mândre de ea. Și mă bucur să anunț chiar acum, în indirect, că a fost ultima ei apariție la TV. Sau pe stradă, pe undeva. Am pierdut mult la capitolul respect, noi ca popor. Ne batem joc, așa cum se întâmplă cu șeful meu. Se spun tot felul de lucruri, dar cum vă permiteți? Este totuși deținutul unei funcții importante de stat. Deținătorul unei funcții importante. Să revenim. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!